costurile medicale, eficiențe împotriva COVID-19, declarațiile lui Tuncaios Turk, fostul zoc al Andrei Marin, a filmat un clip în care vorbește despre costurile medicale. Foarte cautate în plina pandemie de COVID-19, schivându-te la prețuri exorbitante. Mastile nu ar trebui cumpărate de persoanele care vor să se protejeze de noul coronavirus. Turcul Tuncai, specialist în fizioterapie, kinetoterapie și recuperare medicală, spune care este cea mai eficientă metodă de a te proteja de infectarea cu COVID-19. Tuncaios Turk, adevărul despre mastile medicale, nu mai cheltuiți banii degeaba. Temându-se de coronavirus, multe persoane încearcă să se protejeze purtând o mască. Așadar, haideți să distrugem miturile, există un beneficiu real al utilizării mastilor. În ultima vreme, te simți nesigur când vezi ca toți oamenii din jurul tău poartă mască și tu nu? Dacă te afli într-un mediu în care toți ceilalți le poartă, iar tu ești singurul care nu o face, atunci te poți simți vulnerabil, deoarece crezi că nu ai aceeași protecție. Ajută mascile cu adevărat împotriva virusului. Unul dintre motivele pentru care oamenii poartă maști este acela că ei cred că doi vor proteja. Ceea ce ar trebui să știm este că virusul nu plutește în aer, deci mastile nu ne protejează deloc împotriva lui. Deși virusul intră în corp prin gura, nas sau ochi, cu toate acestea, mainile joacă cel mai important rol. De exemplu, virusul va fi pe mâna mea dacă am dat mâna cu cineva care a primit virusul și apoi mi-am atins fata. Toate mastile chirurgicale nu sunt de folos dacă nu sunt respectate cele mai importante principii igienice. Cea mai bună metodă pentru publicul larg de a se proteja împotriva coronavirusului este de a avea o igienă a mâinilor cu adevărat atentă, prin spalarea mâinilor cu apă și sapun sau cu un produs de dezinfectare a mâinilor, mai ales atunci când ați fost expus în locuri publice, atingând suprafețele pe care alte persoane le-ar fi putut atinge. Organizația Mondială a Sănătății recomandă să purtați maschi numai în cazuri specifice, dacă aveți tuse, febră sau dificultăți în respirație. Dacă nu aveți aceste simptome, nu trebuie să purtați maschi deloc. De asemenea, dacă sunteți sănătoși și aveți grijă de pacienții cu coronavirus, atunci ar trebui să purtați masca atunci când vă aflați în apropierea lor. În caz contrar, nu este absolut deloc necesar să purtăm maschi de protecție, numai cheltuiți bani din farmacii degeaba. Medicii au mai mare nevoie de protecție în aceste zile, lor le lipsește echipamentul medical obligatoriu. Rămâneți în siguranță și sănătoși, a declarat Tuncaios Turk într-un clip postat de el pe contul oficial de Instagram.